Ne bucurăm că Domnul ne da harul acesta ca să fim din nou împreună în seara aceasta și așa cum ne-am obișnuit în ultimele dăți, duminică seara, ne-am întâlnit în locul acesta să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu și cred că este spre folosul nostru să ne plecăm cu atenție asupra Scripturii, să înțelegem ce ne descopere Dumnezeu în Cartea Sfântă, și să fim pregătiți atunci când apar învățături false să putem să avem discernământ între a alege ce spune Dumnezeu și a alege ce spun oamenii. Există pericolul acesta. Poate vă zice cineva, dar slavă Domnului că nu suntem în pericol și slavă Lui să nu fim. Dar a fi pregătit și a înțelege adevărul este foarte important pentru că ce se întâmplă? Cuvântul lui Dumnezeu este ca o ancoră pentru Sufletul nostru. Făgăduințele lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, învățătura Scripturii este aceea de care Sufletul nostru se leagă. Legat de ceea ce se întâmplă în zilele noastre, și anume învățătura despre doctrinele Harului, așa cum sunt prezentate într-o viziune sau alta, legat de alegere, legat despre decăderea umană, legat despre ispășirea, lucrarea de ispășire a Domnului Iisus Hristos, Harul lui Dumnezeu și perseverarea Sfinților, adică continuarea în viața de credință. Aceste teme sunt foarte importante pentru noi și ar trebui înțelese foarte bine din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că fac parte din lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu pentru noi. Dacă vorbeam prima dată, la prima întâlnire, despre faptul că Scriptura ne arată cele două fețe și anume în alegere putem să găsim în Scriptura alegerea suverană a Lui Dumnezeu înainte de creație, privitor la ceea ce vedem astăzi, Biserica Domnului Hristos, dar nu numai atât, și mântuiții din întreaga umanitate, Dumnezeu cunoaște, pentru că El a făcut planurile și spuneam și ar trebui să reținem adevărul acesta, Biblia nu vorbește despre decretele lui Dumnezeu, așa cum sunt prezentate de Jean Calvin, Martin Luther și alți reformatori, și chiar și Arminius, care era în opoziție cu învățătura lui Jean Calvin, el vorbește despre vreo patru decrete ale lui Dumnezeu în alegere, dar... Scriptura vorbește clar despre planul măreț al lui Dumnezeu. Și noi nu putem cuprinde complexitatea acestui plan măreț. Putem să cercetăm Scriptura o viață întreagă și nu vom ajunge să cunoaștem în detaliu fiecare amănunt. Dar slavă lui Dumnezeu că ne descoperă pe parcursul vieții frumusețea planului său revelat în Scripturi și este frumos. Că avem Biblia în casele noastre, în mâinile noastre, să o cercetăm și să vedem frumusețea acestui plan divin al lui Dumnezeu descoperit în scripturi. Și, pe de altă parte, când vorbim despre alegere, Dumnezeu lasă omului libertatea aceasta. Chiar dacă s-a produs căderea în păcat în Eden, Dumnezeu nu i-a distrus omului libertatea de alegere. Și realitatea vieții demonstrează de-a lungul istoriei și însă și în viața noastră de zi cu zi că voința omului face parte din trăirea noastră. În fiecare zi și ca om necredincios, omul necredincios este pus în fața unor alegeri și trebuie să decidă ce să facă sau nu și omul credincios cu atât mai mult noi care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu suntem chemați să alegem să umblăm, să trăim cu Dumnezeu, să ne potrivim viața cu a Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Deci nu, nu, nimeni nu poate contesta cele două realități ale Scripturii în ce privește alegerea, ca să nu folosesc termenul predestinare. Pe de o parte, alegerea suverană a lui Dumnezeu și aceasta face parte din planul său veșnic, iar pe de altă parte, omul pus în fața deciziei de a alege cu privire la mântuirea sufletului său sau a respinge lucrarea Domnului Isus Hristos. Deci nu putem să negăm aceste adevăruri, chiar dacă ne sunt prezentate în diferite forme. Decăderea umană despre care vorbeam, pentru că aș vrea repetitiv așa să privim aceste lucruri, să ne rămână ceva. Așa cum prezintă învățătura calvinistă că omul este depravat total, este corupt total, Cercetând scriptura, înțelegem foarte clar că omul, prin aceasta, prin decădere umană, nu înțelegem că omul este mort în sensul de a fi anihilat sau distrus complet. Vorbeam despre faptul că ceea ce s-a întâmplat în Eden a fost că s-a întrerupt comuniunea între om și Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă mai departe chiar și componentele spirituale ale Ființei sale referitor la conștiință, acolo unde Dumnezeu vorbește fiecărui om, și credincios și necredincios, Dumnezeu îi descopere în lăuntru ființei sale, la nivelul conștiinței, ce este bine și ce este rău. Nimeni nu poate să conteste adevărul acesta. Sau când vorbește Efesen capitolul 2, voi erați morți în păcatele și în fără de voastre și continuă, în care trăiați dar trăiați după Domnul puterii văzduhului a Duhului care lucrează acum în fiind neascultării. Deci oamenii trăiesc mai departe, dar trăiesc cu mod de viață separat de Dumnezeu, conduși de stăpânitorul acestei lumi, așa cum îl numește Domnul Isus Hristos. Sau în Ioan 5,25 Domnul Isus întărește adevărul acesta. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit. Când oamenii vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta, vor învia. Cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta, vor învia. Deci morții pot să audă glasul Lui Dumnezeu. Deci trebuie să facem diferența aceasta și să înțelegem că ceea ce spune Scriptura este mult mai important de ceea ce spun oamenii. Și din starea aceasta, din condiția aceasta, așa cum spune și prorocul Science, în, în capitolul 53, unde citim poate deseori la masa Domnului, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. De acolo Dumnezeu ne-a scos și ne-a ne vorbit și a lucrat la ființa noastră și ne-a chemat la mântuire. Legat de lucrarea de ispășire a Domnului Isus vorbeam data trecută, noi creștinii pe Evanghelie și slavă lui Dumnezeu că am avut înaintași extraordinare, care timp de secole în mișcarea fraților din Anglia, Germania, America, ne-au arătat că este mult mai important să ne plecăm asupra studiului Scripturii decât să ne oprim la ceea ce spun anumiți oameni. Și legat de ispășire, spuneam data trecută, jerfa Domnului Isus Hristos de ispășire nu este, așa cum spun cei din mișcarea reformată, limitată doar la numărul celor aleși, da? ci Ce este pusă la dispoziția tuturor oamenilor, întrege lumi, sfera de cuprindere a jertfei Domnului Hristos atinge sau satisface dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți, pus la dispoziția tuturor, dar trebuie să fim foarte bine bineînțeleși ca beneficia de lucrarea de ispășire a Domnului Isus Hristos, înseamnă să accepti lucrarea de la cruce a Domnului Isus Hristos, înseamnă să-l primești pe Domnul Isus Hristos, înseamnă să beneficiezi de sânge de vărsat. Și nu se poate întâmpla nimic dacă omul refuză. Dar dacă primește pentru el și acceptă jertfa Domnului Hristos, lucrarea de ispășire a Domnului Isus Hristos, acea lucrare de substituire, de înlocuire, atinge sufletul omului care se întoarce la Dumnezeu și își deschide inima și intră în familia lui Dumnezeu. Aceste adevăruri ale Scripturii, nu folosim nici termenul de ispășire nelimitată ca să ne aliniem cu Iacob Arminius, nu. Lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Așa, așa cum explica uh, William McDonald. asta nu înseamnă că dacă el este jerfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi, toată lumea este mântuită. Nu. Asistăm la faptul că mulți oameni în mod deliberat refuză lucrarea Domnului Hristos. Întorc spatele Domnului Hristos cu bună știință. Și oamenii aceștia se fac vinovați de păcatul necredinței care nu va fi iertat în veșnicie. Pentru seara aceasta, chiar dacă nu vom parcurge foarte multe lucruri, încercăm cumva să sintetizăm vorbind ceva despre doctrina Harului Lui Dumnezeu și aș vrea să citesc Tit, capitolul 2, cu versetul 11 la 13, spune cuvântul Domnului că și Harul Lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Iar Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 17, spune Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Dragii mei, înțelegem prin aceasta că odată cu venirea Domnului Isus Hristos se deschide această dispensație de timp numită epoca harului. Pentru că Domnul Isus Hristos a adus cu sine harul lui Dumnezeu. Și este minunat pentru că descoperim că lucrarea mântuirii în ce privește trecutul nostru vinovat găsim scris că și prin har a fost mântuiți la timpul trecut. Dacă n-ar fi în vigoare harul adus de Domnul Isus Hristos și pus la dispoziția noastră, nu am putea să fim mântuiți. Că și prin har a fost mântuiți și după aceea continuă prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Vom vorbi la capitolul sau la lecția următoare legat de mântuire vom vorbi despre aceste lucruri dar pericolul dragii mei care astăzi cuprinde lumea noastră creștină este faptul că unii vorbesc și mă refer în mod special pentru că poate vă zice cineva Dom'le, dar ce fi având cu Calvin ăsta și cu învățătura aceasta dragii noștri învățătura reformată prin confesiunea de la Westminster Spuneam 6 ani de zile 121 de teologi puritani au lucrat și aceasta este baza și doctrina învățăturii bisericii reformate care are o sferă de cuprindere foarte largă în lumea creștină. Un document cu 35 de pagini și legat despre harul lui Dumnezeu, ei folosesc termenul acesta de har irezistibil. Prin aceasta calviniștii înțeleg că Dumnezeu atrage prin harul său irezistibil pe oameni pe care i-a ales înainte de întemeirea lumii, iar aceștia ajung să creadă să fie mântuiți. Motivul se datorează concepției că omul este total depravat. A doua temă despre care am vorbit. Mort în greșelile și păcatele lui, deci numai Dumnezeu poate să producă în om credința și dorința de a crede să se întoarcă la Creatorul Său. Această doctrină se bazează pe Ioan 6,44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis. Este o realitate, este cuvântul lui Dumnezeu legat de modul în care Dumnezeu îi apropie pe oameni de Fiul Său, Iisus Hristos, dar nu înseamnă totul, toată Scriptura. Ioan 14, ce spune cu 6? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sau Ioan, capitolul 12, cu 34 sau 32, dacă nu greșesc, spune acolo: După ce voi fi înălțat, ce spune Domnul Isus? Voi atrage la mine pe toți oamenii. Aceasta nu înseamnă că lumea întreagă este atrasă la picioarele Domnului Hristos și mântuită. Dar posibilitatea ca oamenii să se apropie de Domnul Isus Hristos prin jerfa de la crucea Domnului Isus Hristos este pus la dispoziția tuturor oamenilor. Și ar trebui să luăm tot cuvântul lui Dumnezeu în Dar noi nu judecăm modul de gândire a unui reformator cu 450 de ani în urmă. Slavă lui Dumnezeu, pentru vremea aceea a făcut o lucrare bună și sunt atâtea lucruri frumoase care le avem descoperite de Dumnezeu prin astfel de oameni. Deci nu vorbește nimeni împotriva lor, doar că nu suntem de acord cu toate erorile care s-au făcut Lăsăm Scriptura să vorbească, pentru că cel mai important este Cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbim de institute, sunt acele teze elaborate de Jean Calvin, iată ce spune el. Calvin învață că până și voința omului de a asculta pe Dumnezeu este rezultatul revărsării lăuntrice a Harului Divin. În mântuire nu este nicio cooperare între Dumnezeu și om, că chiar și viața, voința omului este activată de la început prin har. Aș pune o întrebare, dragii mei. Poate fi acesta socotit un adevăr, că în mântuire nu există nicio cooperare între om și Dumnezeu? Mântuirea, spune Apocalipsa 7 cu 10, este a Dumnezeului nostru. Dar înfăptuirea lucrării de mântuire în viața individului este prin acceptarea, prin primirea Domnului Hristos. Nu se poate întâmpla nimic. Dacă omul refuză, dacă omul este surd de la glasul lui Dumnezeu, poate să fie acesta un adevăr că nu există nicio cooperare între om și Dumnezeu? Dar datorită faptului că, exact ce spuneam mai devreme, prin teza care o susține a doua, cu depravarea totală, omul este complet distrus, da? Și el nu poate să mai facă nimic de acolo. Pentru că anulează partea a doua despre care vorbeam din alegere. Voința omului care Dumnezeu i-a i respectat-o și după căderea în păcat. Chiar dacă este alterată și omul nu mai alege să facă binele așa cum ar trebui. Dar totuși Dumnezeu îi lasă omului la dispoziție posibilitatea aceasta a voinței. Iată ce spune confesiunea de la Westminster, care prezintă această teză a Harului irezistibil, pentru că ar fi bine să prindem câte ceva din aceste lucruri, că le vom auzi, poate nu astăzi, poate mâine, poate altă dată. Eu am ascultat, flutură prin țara noastră, aceste predici, aceste teze, dar nu vă mai spun. În capitolul 10, secțiunea 1, găsim următoarele cuvinte. Pe toți aceia pe care Dumnezeu i-a predestinat pentru viață și numai pe ei, El are bunăvoința la momentul potrivit și hotărât să-i cheme în mod irezistibil prin cuvântul și Duhul Său, aducându-i din starea de păcat și moarte în care se află prin natura lor, la har și mântuire, în Hristos Isus, le luminează mintea pentru a înțelege în mod spiritual și mântuitor lucrurile lui Dumnezeu, le ia inima de piatră și le dă o inimă de carne, le înnoiește voința, îi împinge prin puterea lui cea mare spre ceea ce este bine și îi atrage în mod eficient la Isus Hristos. Și apoi încheie, ei vin de bunăvoie fiind, fă, fiind făcuți să dorească aceasta... Prin harul său. Ce înțelegem prin această teză? Poate ni se pare greu. Sunt cuvinte teologice care sunt elaborate într-o doctrină reformată. Dar, găsim în aceste cuvinte că Dumnezeu intervine și face absolut totul. Slavă lui că lucrarea de mântuire este a lui și omul nu are niciun procent pus acolo. Dar, Dumnezeu nu face din omul păcătos un robot să-l scoată din starea de moarte acolo, ci să-l facă un copil al lui Dumnezeu fără să pună la probă decizia lui, dacă vrea sau nu vrea. Această doctrină a harului irezistibil mai este numită și chemare eficace, adică o chemare care nu dă greși. Spuneam despre teologul contemporan Sproul, el precizează că având în vedere chemarea eficace, teologia calvinistă susține că nașterea din nou precede credința. Pentru cei care citi Sfintele Scripturi, ați găsit vreodată în Scriptură că Dumnezeu produce întâi nașterea din nou în viața unui om și după aceea vine credința și pocăința? Eu n-am găsit așa ceva. Oamenilor li se predică Evanghelia, dragii noștri, vestea bună a mântuirii. Și oamenii puși, sunt puși în fața acestei situații a lucrării Domnului Isus de la cruce. Oamenii aud Evanghelia, o primesc sau o resping. Aceasta e realitatea care a schimbat viețile noastre ale tuturor. Dumnezeu s-a folosit de situații, de împrejurări, prin auzirea cuvântului, fie de la om la om, fie într-o biserică, fie prin anumite situații, Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a îndreptat ochii spre cruce și am văzut lucrarea Domnului Hristos și am fost chemați de Dumnezeu la mântuire. Aceasta este explicația pe care o dau calviniștii că nașterea din nou trebuie să aibă loc înainte de pocăință și credință ceea ce este în contradicție cu Sfintele Scripturi. Fac o mică precizare, în prima noastră întâlnire am spus faptul că această învățătură cu privire la nașterea din nou, că vine înaintea pocăinței și credinței, s-a fluturat și prin biserica noastră în urmă cu un an și jumătate. Și ceea ce spun nu mint sunt persoane cu care am stat de vorbă și a trebuit să lămurim lucrurile și să înțeleagă că Scriptura spune altceva decât ce spune John Piper sau Sproul sau alții. Asta am făcut o mică paranteză. Prin această interpretare se accentuează foarte mult concepția de har irezistibil care mântuiește pe om fără acordul acestuia. Aici este marea dilemă, dragii mei, marea problemă a zilelor noastre în care satan vrea să înșele pe oameni și dacă este cu putință chiar pe cei aleși, să spună, păi dacă sunt ales, nu contează în ce situație mă aflu, Dumnezeu oricum mă va mântui, fără acordul sau a meu sau nu, pentru că Dumnezeu o va face, pentru că El m-a ales din veșnicie. Dragii noștri, aceasta este marea lucrare de înșelare a vrăjmașului. Dumnezeu spune clar în toată Scriptura găsin scris, îți spun înainte viața și moartea. Fratele Pavel tot, tot amintește și citește ce spune Dumnezeu prin Iosua și prin Moise. Dragii noștri, Dumnezeu îl pune pe om în fața deciziei, să decidă cu privire la soarta sa veșnică poate să primească oferta lui Dumnezeu sau poate să o respingă. Faptul că oamenii se duc cu duiumul în iad este pentru că ei întorc spatele în mod deliberat Domnului Isus Hristos. Dar nu că Dumnezeu ar mântui pe oameni fără acordul acestora. Nu găsim nicăieri scris în Scriptură așa ceva. Această interpretare contravine flagrant cu pasajele biblice care arată că omul are voință liberă că el trebuie să accepte mântuirea prin credință și că unii oameni spune Domnul Isus Hristos în Luca 7 cu 30 cu 30 au zădărnici planul lui Dumnezeu pentru ei. Era vorba despre botez, care făcea parte din planul lui Dumnezeu. Se poate ca cineva să zădărnicească sau să împiedice planul lui Dumnezeu, neprimind sau refuzând lucrarea lui Dumnezeu. Dacă aș vorbi și despre concepția arminiană, doar să citesc articolul din protest, doar îl voi citi, spune, iată ce spune Arminius, acest har al lui Dumnezeu este începutul, continuarea și realizarea tot ce este bun, până acolo că însuși omul născut din nou, fără acest har prealabil sau ajutător, deșteptător, însoțitor și cooperant, nici măcar nu poate să gândească, să dorească, să facă bine și chiar să se împotrivească oricăror ispite de a face rău. Astfel că toate faptele sale mișcări sau mișcările bune care pot fi concepute trebuie atribuite Harului Lui Dumnezeu în Hristos. Dar în privința modului de operare al acestui Har, el nu este irezistibil, deoarece este scris despre mulți că s-au împotrivit Duhului Sfânt. Este și o parte de adevăr, dar și anumite lucruri prin care... Iată-s concluzia pe care o dau arminienii. În felul acesta, mântuirea omului este rezultatul efortului comun al lui Dumnezeu și al omului, chiar dacă partea omului este doar să creadă Evanghelia. Și aici este o extremă periculoasă pe care o găsim pretutindeni în jurul nostru. Pentru că oamenii spun așa, Dumnezeu își face partea lui... Și noi ne facem partea noastră. Și dacă punem una lângă alta, se produce mântuirea. N-au noi în stânga și dreapta că oamenii, prin cucernicia lor, prin faptele lor, vor pune cumva faptele în cântar și Dumnezeu va ține cont de ele. Dragii noștri, Scriptura nu ne învață așa ceva. Doctrina Bisericii Creștine după Evanghelie privind Harul lui Dumnezeu, aș vrea doar câteva lucruri întreagă să privim spre ele, pentru că probabil va zice cineva, dar pe noi ne interesează ce credem noi. Și foarte bine să ne intereseze lucrul acesta, să vedem care este învățătura pe care o avem. Înainte de a privi la o definiție biblică a Harului, trebuie să vedem semnificația acestui termen Har, din punct de vedere etimologic, Putem să privim și în limba latină, și în greacă, și în ebraică, și putem să descoperim câteva uh, semnificații, dacă vreți, ale acestui cuvânt har. Adesea se vorbește despre favoare sau dar nemeritat sau a căpătat trecere, dragii mei. Exod, capitolul 33 și 34, găsim expresia aceasta privind uh, relația lui Dumnezeu cu, uh, cu, Moise sau Moise cu Dumnezeu. Doamne, dacă a încăpătat trecere înaintea ta, e vorba de îndurarea lui Dumnezeu. Să poți să capezi trecere, să te apropii înaintea lui Dumnezeu, face parte din semnificația acestui cuvânt har. Se mai poate înțelege și prin ceea ce aduce plăcere, bucurie, încântare, grație, farmec, eleganță. Dar, din punct de vedere teologic, harul se definește ca fiind favoarea, darul făcut de Dumnezeu omului, nu pentru meritele acestuia, ci în ciuda păcătoșeniei lui. Când vorbim de oferta lui Dumnezeu, când vorbim despre darurile lui Dumnezeu aduse prin Domnul Isus Hristos și oferite nouă oamenilor, când vorbim despre harul lui Dumnezeu care înseamnă dragostea lui Dumnezeu în acțiune, în viețile noastre, când vorbim despre acest lucru, înțelegem foarte clar un singur lucru. Nu avem niciun merit. Deci, absolut niciun merit ci doar bunătatea lui Dumnezeu care se reflectă asupra noastră. Creștinii, după Evanghelie din România, nu folosesc terminologia aceasta de har irezistibil sau, cum spun arminienii, har prealabil. Din trei motive. În primul rând, ca să nu fie identificat cu vreuna dintre cele două școli de gândire aflate în controversă. În al doilea rând, această terminologie de har irezistibil sau har Prealabil, nu le găsim în Biblie. Nu le găsim în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, și nici nu le folosim. Și slavă lui Dumnezeu. Chiar dacă creștinii pe Evanghelie au încercat și încearcă să fie consecvenți în studierea directă a Bibliei, fără a se opri la în interpretările istorice din teologia lui Calvin și Augustin, pe de-o parte și de cealaltă parte a lui Arminius și Pelagius. Că mulți spun problema pe istorie. Dom'le, istoria nu înlocuiește Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. A fost, este și va rămâne. Și spunea Domnul Isus: cerul și pământul va trece. Dar cuvintele mele nu vor trece, el fiind cuvântul. Al treilea motiv pentru care creștinii pe Evanghelie evită aceste expresii este că ele sunt limitative, dragii noștri. Când vorbești despre har irezistibil și este canalizat doar spre decizia cu privire la mântuire, ca și cum omul ar fi forțat la aceasta, se refere doar la un singur punct. Și Biblia vorbește mult mai mult despre harul lui Dumnezeu. Foarte important lucrul acesta. Harul lui Dumnezeu este de o bogăție de necuprins, având, toate, având foarte multe fațete. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, cuvântul Domnului spune așa, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Harul felurit al lui Dumnezeu. Se poate pricepe vreunul dintre noi să scriem pe o cală de hârtie sau într-un caiet toate fațetele Harului care sunt descoperite în Scriptură, poate că teologii reușesc să facă lucrul acesta pentru că ei cu aceasta se ocupă. Dar, dragii noștri, Harul felurit al lui Dumnezeu se manifestă în diferite moduri. În diferite moduri. Și Dumnezeu are har și pentru cei nemântuiți. În predica de pe munte Domnul Iisus Hristos, în Matei capitolul 5 cu versetul 46 spune că El, Dumnezeu, face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrept. Dacă am extinde, da? Preocuparea generală a lui Dumnezeu prin manifestarea Harului, am putea spune că Dumnezeu este în control, dragii noștri. Astfel lumea ar fi nimicită prin atâtea arme de distrugere dar Dumnezeu ține lucrurile în mâna Lui. Dumnezeu lasă ca harul său să se reverse peste națiuni, peste oameni și intervine și schimbă împărați și guverne, pentru că Dumnezeu în dragostea lui vrea ca oamenii să nu se nimicească unii pe alții. Și Dumnezeu pune uneori capăt războaielor. Acestea, Dumnezeu. Acestea sunt manifestări generale ale Harului Dumnezeu peste toți oamenii, dragostea lui Dumnezeu față de creația mâinilor lui, dar sunt și uh, manifestări ale Harului uh, direcționate în mod special pentru cei credincioși, dragii noștri. Și când vorbim despre manifestarea Harului felurit al lui Dumnezeu în viețile noastre, am putea spune ceea ce spune Apostolul Pavel, ceea ce sunt, sunt prin Harul lui Dumnezeu. Dragii noștri, nu se are în vedere meritul nostru, spuneam mai devreme, cu cernicia noastră, sfințenia afișată noastră. Nu se are în vedere lucrul acesta ci durarea lui Dumnezeu, bogăția aceasta de har care intervine și produce noi sfințirea, dragii noștri, pentru că lucrarea sfințirii, de la momentul întoarcerii la Dumnezeu și până vom pleca în veșnicie, este o lucrare pe care Dumnezeu o face în viețile noastre și noi beneficiem de ajutorul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu în fiecare zi, de dimineața și până seara și ar trebui să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. În 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10, cuvântul Domnului spune Dumnezeul oricărui har. El fiind sursa acestui har. Tot prin harul lui Dumnezeu, omenirea întreagă beneficiază de lucrarea Duhului Sfânt care convinge pe oamenii de păcat, de neprihănire și judecată. Știm că noi trăim această dispensație de timp, dispensația în care Duhul Sfânt are o lucrare specială de făcut în această perioadă de timp, de a descoperi oamenilor lucrarea Domnului Isus Hristos, de a convinge oamenii că sunt păcătoși, pierduși, că au nevoie de salvare și de mântuire, de a descoperi înaintea oamenilor lucrarea de neprihănire pe care o poate oferi Domnul Isus Hristos celor care se întorc la Dumnezeu și despre judecata viitoare. Gândul acesta că oamenii vor fi judecați, Duhul Sfânt îl impregnează în mințile și conștiințele oamenilor. Este lucrarea specială a Duhului Sfânt care se face prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Harul începe pentru cei credincioși, chiar din eternitate, prin alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o. Și nu negăm lucrul acesta: că Dumnezeu a vrut ca toată lucrarea să se desfășoare prin Fiul Său, prin Domnul Isus Hristos, așa cum am citit harul și adevărul au venit prin El. Iată ce spune 2 Timotei 1 cu 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veșnicii. Prin lucrarea sa Domnului Iisus Hristos dăruiește omului harul felurit al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează în interiorul omului și prin harul lui Dumnezeu îl atrage pe păcătos spre Domnul Iisus pentru a crede și a fi justificat. Acest har nu forțează pe nimeni, dar el împlinește planul lui Dumnezeu cu privire la cei credincioși. Slavă lui! Chiar și pocăința este un dar al lui Dumnezeu. Iată ce spune fapte 11 cu 18. Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Credința de asemenea este darul lui Dumnezeu. Efesen 2 cu 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Harul nu se dă în mod egal fiecărui credincios, ci există diferențe între darurile oferite de Dumnezeu oamenilor. Și avem un exemplu frumos în când Pavel scrie filipenilor, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Slavă lui Dumnezeu că nu suntem încercați în felul acesta, dar avem atâtea dovezi în zilele noastre când oamenii mor pentru Domnul Isus Hristos. Beneficiază de harul acesta de a rămâne în picioare, cu prețul vieții lor. Și este un lucru extraordinar. Bogățiile harului Dumnezeu nu s-au epuizat. Domnul Isus mai are încă alte binecuvântări ale harului pe care le va dărui în viitor celor credincioși. El va aduce un har special pentru creștinii la a doua sa venire, când va duce pe credincioși în gloria cerului. 1 Petru 1 cu 13, cu care vă închei în seara aceasta, spune cuvântul Domnului, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Amin.